Un invit pe Cosmin, o să-l rog pe Andrei Costescu de la M-Ready să vă facă o scurtă prezentare de 5 minute în care să vă spună ceva dubiți. Mulțumesc, bună seara! Eu sunt Andrei Costescu, se aude? Da. Sunt Andrei Costescu, fondatorul M-Ready. Suntem susținători și fani ai acestui eveniment și sponsori ai acestui eveniment. Și e pentru prima oară când stau în public aici, în fața voastră. Motivul pentru care mă aflu aici este pentru că știu că e o gașcă mare de prieteni. Și astăzi am lansat oficial campania noastră de recrutare. Campania de recrutare, bineînțeles, cine gestionează cel mai bine pay-per-click-urile, Web Digital, mulțumim, prieteni! Aplauze! E și competiția, nu pare? Scuze. Nu ne-am cunoscut încă. Vorbim la pauză. Ridică-te! Mi-e foarte frică de ce urmează să fac acum. Am pornit abordarea asta cu campania de recrutare. Noi, făcând IT, cred că știți care cine mai angajează programatori, cât de greu e să-i găsim, corect? Nu? Bine. Ok. Și n-am vrut deloc să apelăm la recruiter. Știți de ce, nu? Bun. Și am zis, hai să o facem cum vrem noi. Așa că campania este adresată un fel anticorporație, anti-pipera, în mare parte. Și am zis că... Îmi cer scuze. Că vrem programatorul care nu se duce în pipera, ci vrea să vină la noi în dorobanți. Nu pentru că sunt fițe, ci pentru că e aer curat, verdeață, boemie. Și deși nu am nicio poză cu edurile, acum sper să o vedeți live. Dar vreau să facem împreună un test. Deci sper să nu mă apuce efectul de demo, adică exact acum să nu merg. Acesta e site-ul nostru care nu merge aici. Campania noastră se cheamă Vitamina M-Ready. Am scris bine acolo că eu nu văd. Ok. Și am nevoie de un voluntar. Facem niște magie. Cine se oferă voluntar? Cosmin. Hai că e voluntar. Deci domnul voluntar. Uitați ce aveți de făcut aici. Pe site puteți să alegeți dacă sunteți coder sau non-coder. Alegem una de non-coder? Nu, hai să fim coder. Eu nu știu să rezolv vorba. Hai să luăm non-coder. Aici te las să răspunzi. Partea bună e că puteți să aveți oricâte variante de răspuns. Apasă pe primitiv. A, uite, poți să apeși pe Redmi Google de atunci. Imediat. Hai, și în română. Uite, se răspunde singur. Și care-i răspuns? Mă rog, zic eu. Asta. Căuderii mai au o probă în care, într-adevăr, trebuie să scrie niște cod. Dar pentru noi, ce ne interesează cel mai tare e ca oamenii să fie cool. Și ce e cool pentru tine? Ai grijă de tine. Atât? Apasă pe share. Din câte vedeți share, dă peste share. Share e singura care nu e cool. Ok, dă-mi jos, dă-mi jos. Ești foarte cool, gata. Și acum te rog să-ți introduci datele și toate fetele o să vadă numărul 2 de telefon. De ce ați făcut două câmpuri la nume și credere? O să vezi imediat. Până ieri era doar nume. Și ne-am prins că ceva lipsește. Opa. Pune pe stick. Așa că, unii știu de datorii, oricurios, blogger sau jurnalist. Pentru date
Ca să răspund la întrebarea de ce nume și prenume, la Coder se primește și SMS după aia și ne-am prins că nu putem să-i scriem numele acolo. Și de-aia am pus și prenumele. Nu puteam să mai personalizăm SMS-ul. Puteam să faceți parsare aici și să trageți de acolo prenumele, dintr-o bază de prenumele. Păi ne-am spus pe Coder. Am zis asta ca o neprogramată. Vă mulțumesc pentru aceste câteva minute. Sper că v-a plăcut campania noastră și ne-ar onora foarte tare dacă ați share-ui o prietenilor Coder din Pipera sau nu numai. Pe paginile voastre, chiar dacă nu o să aplice nimeni, dar măcar sper să aducă... Site-ul este vitamina.emredic.net. E vitamina emredic. Vă mulțumesc mult!